Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod pe canal. Fraților, astăzi facem primul nostru rob cu Phoenix-ul ăsta pe barul ăsta neală. Cred că mi-expiră în 3 ore licența de driving și asta e foarte rău. Am crezut că mi-expiră acum. Mă rog, primul nostru rob cu Phoenix-ul. Hai să vedem cum se descurcă. Să dăm un pic barul ăsta nealilor. Hai să vedem cum se descurcă Phoenix-ul ăsta e chiar pe barul ăsta neală. Uite-l ce frumos e. O să dăm rob 210 player, nu știu, ora 1. Acum am doar modurile alea de zi, dar e ora 1, deci nu știu unde să dau rob, nu sunt foarte hotărât. Cred că totuși o să dau rob în LV acolo, în gunshop-ul ăla retras, pentru că te-i bufi asta mașină rapidă, dar totuși aia o infern, nu sunt, da, mă rog, nu știu, dăm tot în LV, rob. Da, după, de ce vă întrebați, bă, da, de ce bă, dă ăsta atâtea roburi, manei? Păi, sunt destul de profitabile, părerea mea. Deci, asta este părerea mea. Roburile sunt foarte profitabile pentru că, oricum, eu le dau noaptea, deci șanse de 90% să iau robul. Da. Avem și noi aici 20 din 10 rob points. Avem, putem să dăm by level, dar nu vreau. Și 63 de ore jucate. Mamă, 63 de ore, o dăm pe de-astea, să un pic. Slash GPS. Hai să fiu sigur că merg pe cel mai scurt drum, că poate o iau și pe șoc. Ăsta e unde? Da, șocul, mă. Ăsta cel mai îndepărtat, cred că e. Ăsta e. Nu, e asta. Pișeam așa pe fața lui, mă. Înseamnă că e alălalt, stai. Ca să o luăm pe drumul cel mai scurt, știi? Ăsta. Ăsta e? Da, ăsta e. O, uite, trebuia să iau pe aici, mă duceam ca prostul pe acolo. Da, mă duceam pe acolo și ocoleam și podul ăla. Da, mă rog, eu știu locațiile, adică știam, dar ajungeam peste vreo jumătate de oră, deci nu e bine nici așa. Mă rog. Ce faci, mane? Vreau să mă bag în el, ce bolangiu, bă. Stai, am luat-o bine? Nu prea am luat-o bine. Trebuie să luăm pe aici. Mă, și o să... Da, vreau cu Phoenix-ul ăsta, e foarte, foarte frumos, dar am zis să fac zi totuși pentru că... Noapte... A, se... Tu nu pot să fac, dar... Hai, mă, lăsăm așa, cine aia, bă. Lăsăm așa, frate, că... No, why not? E bine și așa, frate, nu simt nicio diferență. Da, am zis că poate vă place mai mult, ia. O luăm pe aici, pe aici o luăm, frate, și o luăm acolo, direct în deșert. Cum să-mi cumpăr armele tot de acolo. Părerea mea e că... Da, e destul de bine. Na, și aveți, bă, am făcut și eu canalul ăla, știți, canalul secundar, acum se numește Raul 2K Dovezi and Random Stuff. Puteți să intrați acolo, să vă abonați pentru Random Stuff sau chestii de genul. Adică faze amuzante, bine, adică funny moments, montajele de funny moments, da, o să le postez în continuare aici. Nu mă las, dar... bune, am luat-o, băgațai. Deci funny moments-urile tot aici o să le postez, mă refer la faze gen... Am postat, de exemplu, un moment total random. Bine, funny moments nu știu cât o să mai postez, pentru că pe Windows 7 nu știu de ce nu merge Sony Vegas, să editez în Cyberlink Power Director și nu e așa de profesional de editat programul acela. Așa că... Nu... pot să editez prea bine în ea, nici nu sunt obișnuit ca lumea. Și randează în maxim 30 FPS-uri. Nu că ar fi vreo problemă, pentru că videourile până acum, până să se facă update-ul ăsta la YouTube cu 60 FPS-uri, toate erau 30. Deci noi și la unele videouri de la YouTube de ziua de azi sunt 30 FPS-uri, deci nu e o problemă, dar... Nu știu, pe mine mă deranjează, frate, să am pe canalul meu unde am 4K subscriber, trebuie să am calitate, să am videouri în 30 FPS-uri. Deci căcate asta, frate, adică trebuie calitate, calitate, frate, nu? Aia, slash rob, slash buy gun. Au, futuți. Așa arma asta. Mă, rău, unii ne-au pus chat, păi tu, na. Unde-i, mă? Bă, mâncați-o și cu aia ta. Ia stai, că poate acolo, fix unde scrie Phoenix. Bă, mâncați algulița ta, unde-i? A, ah, ok, ok, l-am văzut. E acolo sus. Post. Am zis și eu la Caterina, fac post, nu sunt post hunter. Doamne, bă. Hai, băgăm și un pic de nos, dacă tot. E. Yeah. Uite-l, mă, așa mi se spune. Ioi, doamne. Nu mai fac, mă, bă, da, nu sunt post-hunter, ce trec. Am o
nici pe de post hunter, adică dacă nu mi-au făcut nimic mie și dacă nu mă disper, adică eu cred că eu nici pentru deathmatch n-am făcut posturi și chestii genul, mă, lasă-l frate, mă omoară, asta e un distrus, ai în două respawn și gata. Da, așa, dacă vine și să-ți dea gen find pe tine să te oare, nu, nu, frate, n-ai cum să-mi faci post, e nervi, na, pana mea, frate, se liniștește până la urmă. Dar așa, nu prea, ai, dacă picai și bubui, mamă, dacă bubui, dacă bubui, dacă bubui, ai, băgați aici. Nu, nu, ai, mamă, ce la fix ești de bun. Mamă, m-am căcat pe mine pentru o secundă, am crezut că bubui dracu aici și rămân aici. Îmi pișam pe toți, sincer. Da, ai, că am avut bol. Hai, bagă nitro, bagă nitro. De fapt, stai, că e aici, nu? E aici, așa e? A, nu e chiar aici, trebuie să luăm înainte. Hai să aprindem farurile, să fim măcar așa, legali. O luăm pe aici. Deci de la... A, în 600 e prea... Un pic cam puțin, zic eu, nu? Chiar un pic cam puțin, pentru că dacă la 400, nu, la 300 ți-a foc mașina. Ai mâncața-și gurata, nu? Nu, 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 nu. Uite pe unde am luat-o pișața și... Ok. Hai, pe aici poți să o iau? Nu pot să o iau, mă. Dacă vine acum PD-ul după mine... Ăla, GSN, wow, e disperat, frate, după mașină. N-are, mă, frate, și el mașină. Și dau, ok, dau 50k, m-a mai spamat, că dă rob și vrea, nu știu, frate, un pic disperat să moară familia mea. Ia uite-l, mă, că am ajuns la primul checkpoint, aproape am ajuns, acum să mă aștepte gabori acolo, jos, știi, cum ar fi. Na, mă rog. Băi, își munci, nu, în cața își gurata. Ia, pe aici, undeva, ia uite-mă pe acolo. Na. Am ajuns? Ia uite-l, că am ajuns ești neva. Aici. Hai să lăsăm camera asta așa foarte aproape, că nu e chiar rea. Uite-mă aici. Hai, repede, du-te, du-te, man. Aleargă, manule. Cât am? 60.000. Și acum unde e motorul? În LV. Hai, male, ce-o fi, o fi. Hai să mergem în LV. Bă, nu-mi place așa de aproape. Adică de mai depărtat un pic așa. A, mașina mea are o zi, mă, băieți, mă, ce ai făcut, mă, nene, mă, are o zi? Tot cozi, tot cozi, a? Da, mă, are o zi mașina. Deci o luăm pe aici, pe sus, ca să... Da, și tot drept pe aici. Ah, ok. Am o zonă aproape cum e. Eu am pus și aproape, mă, mi se pare tot la fel. Stât. 10 din 10. E bun. Hai să mergem încetișor. Păi e bună, mașina asta chiar e bună pentru rob, chiar dacă un infernul s-o bat, tot e bună, frate, adică se mișcă rapid pe lângă ce avea mea înainte, se mișcă 159, ia uite-l. Se duce 160, ești nebun. Unde eu? Pe aici o iau. În cața aș gura ta. Dă-i. Dacă mă răstorn, conduc și un pic mai cu cap, frate, că dacă mă răstorn acum în mijlocul robului... Slay skills, cât? 3 rob, 23 de roburi mai întrebi. Păi ești nebun, frate, are cineva skill 6 la rob? Sau ce skills trebuie? Nu, aici nu se pune, gen, poți să dai... Nu știu câte roburi trebuie pentru, gen, în total, că acum știu cum am nevoie de 23, dar... Nu știu câte trebuie în total, adică câte roburi am dat, chiar habar n-am chestia asta. Dar trebuie să, doar să faci un cono, să dai slash skills, da? Să aflu căcatul ăsta, am să dau, să fac un nou, nea. Mă, cum merge aici nebun, au ce bagă, ia. Da, și... Suntem aproape de episodul numărul 100, fraților, din Samp. O să fac, logic, seria asta chiar o să continue până la nesfârșit. Iar o serie specială pentru mine, care nici nu mă gândeam că o să țin așa de mult, pentru având în vedere că e Samp. 2. Dă-i, mănuțule, dă-i. Uite, mă, ce bagă nebuna. Hai afară la zăpadă. Hai să ți-o bag. Doamne, bă. O ultimă pe ea la raport. Mă duc după aia să-i fac raportul la băiat, dacă nu mă prind gabori. Dacă nu mă prinde gabori, oh, da, asta e ce?
Unde? Băi, sus undeva cu aia. A, cred că e pe piram... Nu, nu e pe piramide aici. Bine, mane, hai că a făcut Raul băiatul. Bă, bănuțul, nu băiatul, ce căcat cu aia. Ok, hai să mergem să-i... Îl ajutăm pe băiatul la cu raportul. Dacă tot avem 6 steluțe. Fac și eu 64 de ore în seara asta. Poate se fac mă 64 de ore să băcăm așa un top speed, ia. Acum dacă tot am dat din greșeală asta să îl facem pe la capăt, da? Așa mai să ne întoarcem la băiat. E faină mă mașina, se mașină de nota 10, cred că nici când o să-mi iau Infernus, nu pot să o dau, frate. O țin doar să o să fac așa kilometri pe ea, știi? Mâncați aș gura ta, mă rog, da. E o dramă pe zi fâsână ăla. Cu mașina lui rapidă. Doamne, bă. El și mașina lui rapidă, a? Deci ai... Ai din Mihai... Level 1, păi. Și Florin Stancio. Asta tot level 1 e. Florin. Ești nebun? Ah, Stancio, bă. Uite, level 2. Mă, ești nebun! Păi în jur așa băieții și la level 12 până în jocul ăia n-am vrea să scot nici o cuvânt din gură. Gata, fără te cu înjurătorile. Ok. Ok, hai merem. Aoleu, ia uite-l, ia uite-l! GG. Aaaa, mâncați aș vrea, da, hai că e bine. Te-am luat 6.000, mi-au luat. Nu e problema. Bă, fraților, cum sper că v-a plăcut acest episod de samb. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe, măcar nu-mi obuboi mașina, nu? A, nu pot să aflu. A, ba, da, pot să aflu dacă mi-au obuboit-o. Nu mi-au obuboit, hai să dau și-o. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă vreți episoade în continuare, pentru că numai voi m-ați motivat să continui seria aceasta până aici, deoarece ați dat subscribe la canal și m-ați uitat la episoade, pentru că dacă nu vă uitați, atunci că nu mai continua. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi un subscribe dacă vreți să stați la curent cu tot ce o să postez și ne vedem data viitoare. Bye, bye!